Au apărut primele probleme pe autostrada A7 Centura Bacăului. Un șofer și-a crăpat o jantă și cauciucul după ce a trecut peste o groapă a apărută imediat după inaugurare. Cei 20 de kilometri din centura Bacăului, din care 16 în regim de autostradă, primii de acest fel din Moldova, le-au pus probleme mai multor șoferi care au traversat podul peste Bistrița. Pe unul dintre sensurile de mers, resturile de dilatație nu erau gata. Drumarul apucase doar să tai asfaltul, care sub greutatea camioanelor a început să se desprindă. Mai mulți șoferi ghinioniști care treceau prin zona și-au avariat mașinile. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a precizat că deteriorările apărute au fost determinate de o eroare de fabricație a unui rost de la podul de la kilometrul 3 plus 150, partea dreaptă. Imediat ce a fost constatată această problemă, antreprenorul a semnalizat zona respectivă și a executat în regim de urgență lucrările de remediere, astfel încât în aceste momente se circulă în condiții de siguranță pe toată lungimea.